Primarul orașului Nisporeni, Grigore Robu, a fost reținut astăzi fiind suspectat de abuz în serviciu și fals în declarații, potrivit Procuraturii Generale. Sunt reținuți și alți doi funcționari din primăria Nisporeni. O altă persoană este cercetată în stare de libertate. La domiciliile, în birourile și automobilele celor vizați de anchetă au fost efectuate percheziții. Confirmăm reținerea persoanei nominalizate în cadrul unei cauze penale intentate conform bănuielii rezonabile de comiterea infracțiunilor de abuz de serviciu și fals în declarații, precum și a altor doi funcționari din cadrul primăriei Nisporeni. A patra persoană a fost recunoscută și audiată în calitate de bănuit, fiind cercetată în stare de libertate. Avocatul Grigore Șișcanu, care reprezintă interesele primarului de Nisporeni, ne-a declarat că Grigore Robu a fost reținut pentru 72 de ore. Informația de care dețin eu se referă la participarea la percheziții și la reținerea dumnealui. S-au făcut percheziții în biroul dumnealui, s-au ridicat 3 sticuri, dar dumnealui a declarat că acestea sunt niște fotografii din Nisporeni, la mănăstiri, la scări și așa mai departe, cu fotografii, niciun fel de înregistrare. Potrivit avocatului, procurorii urmează să-i prezinte în 48 de ore primarului de Nisporeni o învinuire. Reținerea funcționarilor a fost efectuată de ofițerii Serviciului de Informații și Securitate în colaborare cu procurorii din Nisporeni.